deputat PSD, atac virulent la Florian Coldea, ne confruntăm cu un caz de înaltă redare. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, lansează un atac extrem de dur la adresa fostului prim adjunct al SRI, Florian Coldea. Pleoianu arată ce dacă dezvăluirile lui Sebastian Ghi, cel care arta ce mai ori, Coldea și Covesi se întâlneau cu ofiersia ei, unde puneau la cale închiderea unor televiziuni private, asta arată ce avem de-a face cu un alt redare de ar. Coldea ameninări, legi ite rederi. Despre teredare. Mult prea mulți vor se par ce n-ar fi auzit ce a spus Sebastian Ghi despre întâlnirile săptămânale ale echipei mixte Coldea-Covesi cu agenția ei, întâlniri în cadrul cărora s-ar fi cerut distrugerea sau preluarea trusturilor de pres cu capital românesc. Afirmarea este de o gravitate fără seamne. Dacă suntem o naie de oameni liberi și demni, atunci nu ne putem face ce plouă, nu putem trece pe lângă aceste dezvăluiri așteptând ca în flexibil să se atear nu doar timp, ci uitare. Ghi a fost martor la aceste întâlniri și vorbete din această calitate. Iar într-o ar normal, cu o procuratură normal, cu o justiție normal, cu un procuror general diez normal, se deschidea în secunda 2 un dosar, era imediat demarat o cercetare. Nu e aproape hilar, dacă n-ar fi în primul rând tragic. Se vorbească distinsul Coldea despre trădători, în condiile în care avem în codul penal chiar o infracțiune cu numele de trădare, infracțiune la care chiar distinsul s-ar putea încadra foarte ori foarte rapid. Parchetul condus de distinsul Lazăre este obligat să demareze cercetări. Dacă ce spune Ghi e adevărat, atunci avem de-a face cu teredare, Coldea, Covesi, în alt teredare, Maior, ca membru SAT. 2. Despre ameninări, le solicit public tuturor colegilor din Comisia Parlamentară de Control asupra activității SRI să nu mai îi mai permit distinsului general cu 1.000.000 de stele să îi susțin declaraile / conferințele de presă în camera unde se desfășoară lucrările comisiei. Este inacceptabil ca acest ins se amenine chiar din încăperea unde este audiat. În ce privește inta ameninurilor, am convingerea ce e una multiplă. Însă nu știu de ce ne mit. Am aflat chiar de la Băsescu Traian, dintr-o înregistrare audio, cum se implica distinsul Coldea în dosare. Nu știu care e inta actual a generalului cu 1.000.000 de stele, dar timp sigur care a fost una dintre principalele sale inte cât s-a aflat pe cai mari, timp de 12 ani, trustul intact, în special Antena 3, e patronul acestui trust. Acest lucru este cât se poate de limpede. Punct cum tot limpede este ce distinsul general nu a plecat de tot de la butoane. Gândiți-vă doar la distinsul său coleg Dumbrav, care e bine mersi în continuare la SRI.
despre legi. Dacă generalul cu 1 milion de stele se tătea în funcție maximum 4 ani, acum prevede proiectele mele legislative depuse săptămâna trecută, atunci nu mai ajungea în zilele noastre, se amenine chiar din Parlamentul României. În 4 ani e mai greu să ajungi să te crezi Dumnezeu. În 12 ani însă chiar foarte probabil. A ce vreau eu se vede cum se raportează partidele politice, inclusiv PSD, la propunerile mele legislative. Dincolo de indignarea televizată, mai avem nevoie de lucruri concrete, arată Liviu Pleoianu, pe pagina personală de Facebook.